Caravana Siguranța Autocopii ajunge sâmbătă 17 iunie în parcarea centrală a municipiului Rădăuți între orele 10-14. La inițiativa primarului Bogdan Loghin împreună cu Consiliul Local Rădăuți s-a luat decizia de a se organiza prima ediție a caravanei de siguranță auto pentru copii, care are ca scop promovarea siguranței auto a celor mai mici pasageri. Timp de patru ore vor avea loc mai multe activități, printre care și cursul scaunul auto pentru copii, alegerea corectă sau capcană, un curs despre siguranța auto a bebelușului și copilului mic. Simulări de impact frontal la o viteză de 13 km/h, consultanță, instalări și testări de scaune auto, dar și educație rutieră susținute de către Poliția Rutieră Rădăuți.